de astimați telespectatori, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Iată-ne astăzi la Consiliul Județean oaspeții domnul Octavian Andrei Barbuleț Tărântuș, consilierul președintele Consiliului Județean Neamț, domnul Ionel Arsenie. Bună ziua și bine v-am găsit la dumneavoastră acasă, domnule consilier. Bună ziua și bine ați venit! V-am invitat astăzi pentru a discuta în amănunt despre acest proiect Gala Ambasadorilor Nemteni, al cărui manager sunteți, un proiect deosebit de interesant și antrenant pentru tot ceea ce înseamnă suflare din județul Neamț și nu numai, menit să scoată în evidență personalitățile din județul Neamț pe diverse domenii de activitate. V-aș ruga un pic să-mi vorbiți mai întâi la modul general despre acest proiect, urmând apoi să vedem cum s-a ajuns la nominalizarea celor personalități, cum stăm la zi cu votul și ce se va întâmpla în final, care va fi undeva pe 1 decembrie, am înțeles eu. Da. Vă mulțumesc. Pentru început trebuie să discutăm despre consiliile consultative, pentru că de acolo a pornit această idee. Astfel, la decizia, prin decizia președintelui Consiliului Județean Neamț, la inițiativa acestuia, a domnului Nel Arsene, au fost constituite consilii consultative pe diverite domenii, respectiv cultură, sănătate, afaceri, turism și așa mai departe. Și un consiliu foarte activ este cel în domeniul tineretului, care a propus realizarea acestei campanii gale, dacă putem discuta așa, a ambasadorilor nemțeni. Am spus că este o campanie pentru că nu se termină acest proiect cu seara zilei de 1 decembrie. Așadar, Consiliul Consultativ în domeniul tineretului a propus realizarea acestei campanii. Președintele Consiliului Județean Neamț, domnul Nel Arsene, a susținut ideea și ne vedem în faza în care mai avem câteva zile și finalizăm procesul de votare electronică. Am realizat conferința de presă, da? Mai apoi le-am oferit cetățenilor o adresă de mail unde aceștia ne-au putut trimite nominalizații pe care au considerat potrivit să ne reprezinte la nivel de județ, la nivel național, pe cei pe care ei i-au considerat adevărate valori ale acestui ținut. Și țin să vă spun că au fost foarte multe nominalizări, ceea ce ne-a bucurat, și știm că ținutul Neamț este un ținut cu numeroase personalități, numeroase valori cu care cu toții ne mândrim. Mai apoi, juriul local, un juriu realizat pe fiecare domeniu în parte, o să prezentăm și domeniile imediat, a realizat o ierarhizare a candidaturilor, a nominalizat a portofoliilor celor care au fost nominalizați și avem pe fiecare domeniu, pe cele 7 domenii, câte 5 nominalizați, dar pe asistență socială au fost doar 3. Atâtea nominalizări am primit, atâția candidați au fost propuși pentru votul electronic, respectiv pentru Gala Ambasadorilor. În acest moment ne aflăm încă în perioada de votare electronică până pe data de 15 noiembrie. Și dacă îmi permiteți, câteva zile au mai rămas. În acest moment avem peste 25.000 de voturi primite de la cetățeni și cu permisiunea dumneavoastră intrăm pe fiecare domeniu în parte și vedem câte au obținut candidații și noștri. Și câteva cuvinte despre fiecare personalitate. Desigur, cu mare drag. Bun. Așadar, începem cu primul domeniu, respectiv artă. Domnul Lucian Tudorache are 197 de voturi. Vorbiți-mi un pic despre... Este profesor și sculptor, autor a unor monumente de for public, a absolvit Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design în cadrul Academiei de Arte George Enescu din Iași. A participat la expoziții internaționale importante la Centrul Cultural Român de la Veneția și la Galeria de Artă Aripa din Torino.
Este autorul mai multor lucrări monumentale în Piatra Neamț, în Târgu Neamț și în alte orașe din România. A obținut numeroase premii, inclusiv ale Uniunii Artiștilor Plastici și diplome de onoare obținute la bursa UNESCO, da? Prin Centrul European din Veneția. Deci este cu adevărat una dintre personalitățile cu care ne mândrim pe acest domeniu. Trebuie să spun că nu sunt doar cei cinci. Sunt foarte multe personalități în județul nostru cu care noi ne mândrim. Dar la această ediție, la această primă ediție pe care ne dorim să iasă foarte bine, au fost aleși doar aceștia. Al doilea este domnul... Trebuie să mai lămurim un lucru. Nominalizarea aceasta a fost făcută la propunerea diverse comunități. Comunități și da. personalități. Da. Ajungem și discutăm și despre partenerii noștri care ne-au ajutat pentru a putea ajunge la acest moment. Domnul Laurențiu Dimișcă are 365 de voturi. Este artist plastic. A urmat cursul Liceului de Artă Victor Braună din Piatra Neamț. Este membru al Uniunii Artiștilor din România, al Asociației Internaționale Arte Marș de la Paris. Are diverse colaborări, Galeria Verde din Piatra Neamț, expoziție permanentă la Muzeul de Artă Brută din Franța. A publicat volumul singular Art Fest România 2009-2010, Festivalul de Artă Singular România. Deci, de asemenea, este o persoană cu care noi ne mândrim și care vedem că obține voturile cetățenilor. Domnul Bică Nelu Căciuleanu, poet și prozator, este adeptul unui experimentalism vulnerabil, este limitat ca îndrăzneală, nu face o gaură în cer cu deasupra realismul său, în schimb demonstrează că se poate inova în continuare pe seama rezidurilor de onirism și de dicteu automat. Ne spune acest lucru domnul Cristian Livescu. A publicat în ultima perioadă romanul Mahaleaua Precista la editura Crigarux 2016, fiind nominalizat și la Premiul Național pentru Proză Mihail Sadoveanu pentru anul 2017. Aceste date le avem din momentul în care au fost nominalizați, de atunci aceștia mai, au mai obținut diverse premii și cred că au obținut și acest premiu. Bun, după domnul Bică Nelu Căciuleanu, domnul Boris Dobre, care în acest moment are, să vedem jos, 156 de voturi. Domnia sa spune, ideea a fost aceea de a face o imagine foarte simplă. Totul se concentrează doar pe cap, restul rămânând în umbră. Am lăsat doar chipul, descoperindu-l ca pe un obiect de studiu, cu diferitele sale forme și nuanțe, cu frumusețea și defectele sale. Cei care vor intra pe site vor vedea că în pozele acestora se regăsesc și anumite aspecte din munca lor. A fost selectat de către un jur internațional printre cei 50 de finaliști, ale căror portrete au fost expuse în perioada iunie-septembrie la National Portrait Gallery din Londra. Și nu în cele din urmă, domnul Lucian Strochi, care a obținut până acum 597 de voturi. În perioada de referință a publicat volumul de poezie Ancadierul, contribuție la practica și teoria poetică, lucrarea nominalizată la premiile speciale ale filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România. Știm că a fost redactor șef al Reformatorului, co-director la Antiteze și director la Asache. Foarte cunoscut romașcanilor prin multitudinea de activități culturale la care participă, chiar în ziua în care registrăm, la Roman se lansează poetul un volum roman al Târgu Nemțeanului, al unui târg nemțean adus de la Roman. A venit să lanseze și la Roman la Biblioteca Municipală, chiar că la ora 1 astăzi. Frumos. Până în acest moment... E vorba de scriitor Daniel Colbă, o altă persoană. Da. Covârșitoarea Neamțului. Până la acest moment, pe acest domeniu, respectiv artă, avem 1408 voturi. Următorul domeniu, educație și cercetare, unde cred că avem cele mai multe voturi. Primul candidat, domnul Ionel Ciobanu, 309 voturi.
Este profesor de teorie, solfegiu, dicteu și armonie la Liceul de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț. A obținut diverse premii cu elevii pe care îi coordonează. Pe lângă activitatea pe care o predă, a încercat și a reușit să atragă elevi pentru alte activități muzicale complementare, cum ar fi compoziția, cu rezultate deosebite la concursul de compoziție. Este de asemenea un profesor renumit cu care municipiul Piatra Neamț se mândrește, respectiv domnul Ionel Ciobanu. Bun, tot pe educație, doamna Daniela Neamț, 1332 de voturi, profesor și director la Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț, a încurajat de-a lungul timpului creativitatea elevilor într-o lume interdisciplinară și digitalizată. A susținut împreună cu alți profesori de fizică lecții de curriculum integrat la clasele dumneaei. Are un spirit antreprenorial. S-a manifestat prin promovarea unor concursuri regionale, naționale și internaționale inițiate de colegiul pe care îl coordonează cu drag. Cei care vor intra pe site vor găsi mult mai multe detalii despre fiecare candidat în parte. Domnul profesor Ovidiu Albert, Rămașcanul nostru al tuturor, da? Un alt nemțean cu care ne mândrim, profesor doctor, este de la Colegiul Național, la Colegiul Național Roman Vodă, este și președintele Asociației Mușatinii Roman, pe care am înființat-o în anul 2012 și care desfășoară numeroase proiecte cu și pentru voluntariat, cu și pentru tineri, într-adevăr, da. Câte voturi au obținut? Imediat. Astăzi, în total are 2009 voturi. Da. Conduce în top? Haideți să vedem. 2009 este urmat de domnul Dan Țărdea, 2043. Este un scor destul de strâns, o luptă strânsă pe partea este aceasta. Este explicabil în domeniul acesta, chiar am discutat lucrul acesta, fiind vorba de antrenarea tineretului, care are mai mult acces la mediul online, este explicabil că acest domeniu s-o fi luat ca număr de voturi înaintea altora. Da, da, într-adevăr, noi vedem o diferență destul de mare între candidați, între domenii. De asta am și luat în calcul încă de la început ca ponderea votului electronic să fie doar de 40% și jurul local să aibă o ponderea de 60% pentru că știm foarte... De specialitate. Exact, exact. Și ajungem imediat și la prezentarea jurului după ce terminăm domeniul. Următorul este domnul profesor Dan Țărdea, profesor de arte vizuală la Liceul Vasile Conta din Târgu Neamț și la Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costache. A obținut numeroase premii cu elevii pe care îi coordonează. Este apreciată prin diplome de excelență acordate de Ministerul de Resort, de Patriarhia Română și de Administrația Locală din Târgu Neamț, având 2043 de voturi. Domnul Dan Țărdea și, în ultimul rând, domnul Dorel Haralam cu 711 voturi. Este profesor de fizică la Colegiul Național Petru Rareș din Piatra Neamț. De asemenea, a obținut numeroase premii cu elevii pe care îi îndrumă. Este coautor în mai multor manuale de fizică, are rezultate de excepție, a inițiat și coordonat și participat odată la numeroase proiecte naționale și internaționale. 711 voturi. Bun. Pe educație, până în acest moment, avem 6.394 de voturi. Cele mai multe, de altfel, cum ați... Cred că da, cred că da. Pe educație sunt cele mai... Da, sunt cele mai multe. Ceea ce ne bucură. Pe tinere valori. Domnul Sebastian Hrib, cu 403 voturi, absolvent al Colegiului Roman Vodă, un tânăr implicat în mai multe proiecte social-culturale din municipiul Roman, dar și din județul Neamț, bineînțeles, coordonează Colhab, organizație non-guvernamentală, se implică în numeroase proiecte dedicate comunității. Și mai nou a câștigat un post de funcționar în primăria Roman. Da? Fericite! La serviciul evenimente. El este propus de deputatul Bulai.
Da. Bun. Domnișoara Teodora Saba, 1273 de voturi. Spuneți-ne un pic despre ea. Imediat. O domnișoară care... În muzică, sau? În muzică, da. A participat la X Factor. Are 15 ani. Este considerat un fenomen pentru această vârstă, o adolescentă cu voce de aur pe care nu ai cum să nu o îndrăgești. Este pasionată de muzică, de cântat, cum spune ea. Este finalista sezonul 1 al emisiunii Next Star la Antena 1. Este participantă la emisiunea în concurs X Factor și, bineînțeles, are și alte numeroase premii. Totodată este eleva liceului de artă Victor Brauner din Piatra Neamț. Are 1273 de voturi. Domnișoara, să vedem dacă o să fie atunci în zonă. Bun, pe tinere. Voluntariat. George Cristian Potrivitu Bocăneți. Un tânăr care obține 257 de voturi, humuleștean, este absolvent al Colegiului Național Ștefan cel Mare și a fost desemnat studentul român al anului 2016 în Europa, la cea de-a șaptea ediție a Galei Studenților Români din Străinătate. De asemenea, este un student care a muncit și a ajuns la un nivel apreciabil și ne mândrim cu el, așa cum ne mândrim cu toți tinerii care muncesc și ajung acolo unde își doresc. Eliza Chirila, 1630 de voturi. Româncă de-a noastră, cunoscută pentru promovarea pe care a făcut-o la nivel internațional, a reprezentat România la Națiunile Unite. Da, acum deține funcția de director național al Consiliului American pentru Educație Internațională, a urmat studii de master în drept. De asemenea, știu de când eram președintele Consiliului Județean al Elevilor Neamț, că avem o colaborare foarte bună acolo pe partea de roman. A lucrat foarte mult pentru Fondul Tineret din România și a desfășurat numeroase proiecte pentru tineri și în continuare va desfășura. 1630 de voturi. Eliza Chiril. Ea conduce, dacă nu mă înșel, în topul. Acum vedem. Da. Cred că da. Acum topurile acestea variază de la o zi la alta, dar trebuie și de la o oră la alta. Da. 403, 1200, 1630. Da, așa este. Și în ultimul rând, un alt tânăr, respectiv Daniel Petrică Ciobanu, pianist nemțean de valoare internațională. Ne-a încântat cu ceva timp în urmă cu momente artistice foarte, foarte plăcute. Se specializează în Universitatea de Artă din Berlin. A câștigat premiul întâi la ediția 5-a concursului internațional de pian de la Rio de Janeiro și tot premiul întâi la competiția UNISA de la Pretoria, Africa de Sud. Și alte numeroase premii. Are 821 de voturi. Un alt domeniu, sănătate. Pe tinere valori avem 4379 de voturi. La sănătate conduce tot un rămașcan de-al meu. Da? Doamna Smaranda Gârbea, 483 de voturi, este medic specialist primar cardiolog din cadrul Spitalului Orășenesc Târgu Neamț. Bineînțeles, are numeroase realizări și domnia sa, 483. 128 de voturi a obținut doamna Mihaela Covrig, medicul fiind președinte Asociației Patronale de Medicină a Familiei, Asociația Patronală a Medicilor de Familie Neamț, este petreancă. Domnul Dan Gabriel Arvătescu, 1133 de voturi. Conduce. Da, de la Spitalul Municipal Roman. Este șeful secției chirurgiei, da. Este în același timp și scriitor. Da, da. Cunoscut prin susținerea activităților culturale la Societatea Culturală Clepsidra.
Doamna Cristina Tănăsaie Iacob, medicul care este și manager al intermar al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și, în ultimul rând, a dumneavoastră a obținut 145 de voturi și, în ultimul rând, doamna Letiția Gabriela Damuc, 775 de voturi, este medic practician, sistemul de acordare asistențe medicale de urgență în compartiment de primire urgență și manager al Spitalului Orășănesc Sfântul Ierarh Nicolae din Bicaz. Bun. Pe sănătate, până acum avem 2660 de voturi. Vedeți, surprinzător, mai puține, deși este un domeniu foarte important, bineînțeles. Dar mai puține voturi, dar nu asta e doar dumneavoastră, nu asta da, e ponderea. Vedeți dumneavoastră, pe educație avem foarte mulți elevi care își susțin cu drag, da, cu drag profesorii. Și asta este un lucru foarte important, să vezi că pe acest domeniu foarte important pentru dezvoltarea societății, tinerii, elevii reacționează și votează favoritul. Este un lucru demn de apreciat. Pe voluntariat o avem pe domnișoara Tamara Ciobanu. Este un tânăr care s-a implicat foarte mult pe centrul de voluntariat Neamț și a desfășurat foarte multe activități de voluntariat. Are 759 de voturi, urmată de domnișoara Diana Liciu, de asemenea implicată la centrul de voluntariat Neamț, obținând 279 de voturi. Alexandru Branea, cu 804 voturi, a fost consilier al Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Piatra Neamț. Domnul Sebastian Cătănoiu. Domnul aici... Sebastian Cătănoiu, am înțeles că e legat prin naștere de roman. Asta mi-a spus domnul Ovidiu Albert. Da. Este cel care a inițiat brandul Ținutul Zimbrului și a obținut până acum 919 și l-a impus la nivel în lume, desigur, bineînțeles, cu sprijinul și al... Cât are echipului? 919 voturi. Și în ultimul rând, Ana Maria Holotă, aici are 605 voturi. A fost selectată din Ministerul Tineretului Sportului ca lucrător de tineret în cadrul Tinerețea, iar în anul 2017 a fost singurul tânăr care a reprezentat România ca delegat de tineret la Consiliul Europei. Toți de pe acest domeniu sunt foarte, foarte bine prezentați, au cu ce să ne reprezinte, s-au implicat în numeroase activități. Am ajuns la, pe partea de voluntariat avem până acum 3360 de voturi. Pe partea de asistență socială avem trei candidați, doamna Daniela Coman, președinte Asociației de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale Luceafărul, da? Care a obținut 631 de voturi, doamna Irena Cucu, președintele Fundației Dezvoltare Locală Speranța din Târgu Neamț, 314 voturi, și doamna Monica Sofron, liderul Asociației Umanitare Codrin, Ocrotiți Copiii Ce Vor Rămâne Copii, cu 1473 de voturi. Conduce detașat. În total sunt 2418 voturi. Pe sport, îl avem pe domnul Valentin Gavril, antrenor la CS Ceahlăul și profesor al EPS Piatra Neamț, da? 1971 de voturi, dacă nu greșesc. Urmat de domnul Grigor Mosor, cu 661 de voturi, președinte și antrenor al clubului sportiv Steelman din Târgu Neamț, doamna Iulia Olteanu Negură, antrenorul actual al secției de atletism CS Ceahlăul, cu 159 de voturi, domnul Ionuț Ștefănescu, alpinist, practicant de arte marțiale și arbitru internațional, cu 1239 de voturi, și în ultimul rând domnul Constantin Lăcătușu, cu 584 de voturi. Aici, despre care putem... Pentru mine a fost o surpriză prin faptul că știm despre Ticu Lăcătușul, cel care a cucerit Everestul, dar iată că... Și cel care a inițiat realizarea acestui proiect cu Via Ferrata Astragalus, realizată de ceva timp în zona noastră. Aici trebuie să luăm în calcul și popularitatea și activitățile pe care le desfășoară cu tinerii, cu, nu știu, vizibile, mai bine spus, în comunitate și care totuși îi ajută pe această parte. Totuși, cele mai mediatizate personalități. Da. Vedeți dumneavoastră, avem personalități, respectiv dumnealui, dar și altele, care sunt mult mai bine cunoscute în afară, da? Și mai puțin aici la noi.
De asta am considerat, împreună cu colegii mei din Consiliul Consultativ pe domeniul tineretului, dar și din celelalte consilii, că este firesc să facem acest eveniment, această campanie, această gală, pentru a ne putea cunoaște, recunoaște valorile noastre reale. Și pune acolo la locul. Acolo unde este firesc să fie. Și, bineînțeles, pentru a le putea urma, să învățăm din ceea ce ei pot să ne transmită. Să trecem la juriu acum, din cine... Ajungem la juriul. Tot la fel format din personalități. Juriul, pe artă, a fost format din domnul Ștefan Potop, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Neamț, domnul Cristian Livescu, președintele Societății Scriitorilor din județul Neamț și domnul Ciprian Istrate, artist plastic. Persoane care știu ce înseamnă foarte bine acest domeniu. Urmat de educație și cercetare, unde juriul a fost format din domnul Viorel Stan, inspector școlar general, inspectoratul școlar județean Neamț, domnul Gabriel Ploscă, președintele Sindicatului Liber de Învățământ Neamț și domnul Florentina Moise, directorul la Casa Corpului Didactic. De asemenea, și aici a fost bine, pe tinere valori, doamna Gena Fedeleș, City Manager la Primăria Târgu Neamț, fiind o persoană care foarte mult timp s-a implicat în activități dedicate tinerilor și realizate cu ajutorul acestora, domnul Tudor Purcarea, membru de Terapia Traneam și domnul Gheorghe Paisa, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț. Pe sănătate, a fost domnul dr. Iosif Chiozehi, președintele Colegiului Medicilor Neamț, doamna Gina Țicala, doctor Spitalul Județean de Urgență și tot la Spitalul Județean, doamna dr. Suzana Constantinescu. Pe voluntariat, juriul a fost format din Damian Pancu, conector în cadrul Consiliului Tineretului din România, doamna Genina Păun, Asociația Ecoturistică dr. Iacomi și, în ultimul rând, doamna Ioana Dimișcu, reprezentantă a Cercetașilor României, filiala Neamț. Pe asistență socială, juriul a fost format din doamna Cristina Păvăluță, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, domnul Vlad Angheluță, la acel moment fiind director de Direcția de Asistență Socială Primăria Târgu Neamț. Acum este director APASER. Da. Și doamna Mirela Negruș, președinte Asociației Asistenților Social Neamț. Iar pe sport, a fost urmat din domnul Marcel Mihalcea, de la Direcția Județeană pentru Sport și Tinere Neamț, și tot de la direcție, domnul Daniel Iene și doamna profesor Magda Melinte, inspector școlar, la Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Pentru ultimele două minutele emisiunii, haideți să punctăm calendarul următor. Deci se încheie votul electronic pe 15. Ce urmează apoi? Va urma o muncă foarte grea. Pentru că jurul național, format din personalități care cunosc fiecare domeniu în parte, va trebui să pună în balanță decizia jurului local și decizia votului electronic. Și nu este un lucru foarte ușor, așa cum nu a fost foarte ușor să selectăm pe fiecare domeniu câte 5 personalități. Dar ne bazăm pe profesionalismul persoanelor care vor fi în cadrul jurului. Se cunoaște componența jurului național? Jurul național va fi comunicat, îl vom comunica pe site după ce vom realiza premiere. Pentru a nu exista discuții că, nu știu, a intervenit cineva la vreo anumită persoană sau alte aspecte de acest gen. Încercăm să fim transparenți, să lucrăm cât mai direct și corect. De asta și la juriul local am invitat, în cadrul Consiliului Județean fiind un proiect finanțat de Consiliu, câte un consilier doi din partea Consiliului Județean, care au stat și au supravegheat ceea ce se întâmplă. Și au expus punctul de vedere și a fost un lucru foarte plăcut. Adică încercăm să fie totul cât mai transparent și să realizăm o campanie corectă. Finalizarea proiectului pe data de 1 decembrie, mă rog, de ziua națională, va fi premierea, vor fi organizate și câteva momente artistice, dar nu vom finaliza totul pe 1 decembrie, pentru că nu-i premiem și am uitat de ei, de aceste personalități, ci vom încerca parcursul anului viitor să organizăm diverse conferințe, întruniri, întâlniri cu tinerii, cu comunitatea, pentru a putea discuta și a vedea cum putem să ne ajutăm tinerii generații să meargă mai departe într-un mod cât mai plăcut. Pentru că știm foarte bine, ne aflăm într-o perioadă în care avem nevoie de modele corecte și pe care tinerii se le poate urma cu drag. Și oricum noi anunțăm de pe acum publicul nostru fidel că această gală va fi transmisă în direct de postul nostru de televiziune, care are o mare vizibilitate și externă, și iată că românii noștri de pe tutindeni vor putea
să vină acasă măcar pentru o asemenea festivitate. Și eu vă mulțumesc pentru acest lucru, așa cum mulțumesc celorlalți parteneri media care au avut grijă ca acest eveniment să fie mediatizat într-un mod cât mai plăcut. Ținem cont că este un proiect finanțat de Consiliul Județean Neamț, realizat împreună cu prin Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare și avem alături de noi și Centrul pentru Voluntariat Neamț, având foarte mulți tineri care se implică, iar pe 1 decembrie ne vom în seara, zilei de 1 decembrie, ne vom afla cu toții la Teatrul Tineretului. Fiecare va primi câte o plachetă. Va exista un trofeu pentru fiecare ambasador, vor fi și premii speciale, da? Și le vom oferi, bineînțeles, tuturor câte un semn al respectului pe care îl purtăm pentru ei. Vă spunem o zi bună, stimați telespectatori, și ne vedem la o viitoare emisiune.